Te-a rugat vreodată Radu să te îndepărtezi de Antonie? Nu. Nu. Serios vorbesc, nu. Tu ce crezi, Antonia? Nu. Dacă a rugat-o Radu? Da, să se îndepărteze de tine. Nu știu. Nu știu, nu cred. Adică nu cred că... Ai simțit că de când s-a împăcat e mai răutăcioasă? Nu. Nu. Cum adică de când am împăcat? Că n-am vorbit. Eu n-am vrut să vorbesc cu el până astăzi. Asta a venit la mine. Soare și dar nu e mai răutăcioasă. Pur și simplu a spus niște lucruri. Eu i-am spus că nu e așa, ea nu vrea să înțeleagă, dar mă rog. O să înțeleagă poate odată și odată. Ți-a adus Radu o floare ofilită? Să fiu răutăcioasă. A adus și Radu o floare. Odată în viața lui. Odată nu era, nu era prăpădit. Și o pui la presat. Da. Aia, rămâi amintire atât. Bun. Deci, Ana, tu te-ai mai adaptat? Ești mai ok? Da. Da. Să-mi plac aici, la voi. A început să-ți placă? Da, am păi început să cunosc fetele, băieții. E ok. Când îți spuneam eu săptămâna trecută să mai puțină răbdare. Am fost puțin speriată, nu mă așteptam să fie toată lumea de mine așa. Da, e mai greu la început. Ce vorbiți voi acolo? Spuneți-mi și mie. Și de fată nouă. Am zis că nu mai vreau fată nouă pentru că eu acum am rămas singură în cameră și o pune cu mine în cameră toate și mă atașez noi de prezența ei și nu mai vreau. Toate fetele noi vin la Gianina. Toate fetele noi, păi tu porți ghinion. Păi toate fetele care vin cu tine în cameră pleacă. Aoleu, nu mai vin atunci la tine. Atunci la Oceana acum. De ce îți dorești să plece? Nu, domnișoara Cristina, nu e adevărat. Eu sunt o persoană norocoasă, nu ghinionist. Pa, pa, băieți, mi-a părut pa, mine. Ne vedem mâine. Pa, pa. Ce să fac cu ea, mă? Ne vedem aici, pe conexiune. Ne vedem pe mine, pa. Mâine față în față. Când vine pe mine? Hey, Eva, nice day. Bine pe spate. Bine, bine. Ești veară pe spate. Și pe față e bine. Și pe față. Ruptă purile, ruptă purile. Nu-i urâtă. În sfârșit a intrat o fată de Doamne ajută. Nu e urâtă. Dar nu e, wow. Daniela, bine ai venit în Casa Puterea Dragostei. Bine v-am găsit. Ce bine. Fată frumoasă. Îți mulțumesc, la fel. Da. Daniela, să știi că fetele noastre nu sunt prea încântate atunci când vin concurente noi. Aoleu. Poți să-ți lași fotografia oriunde dorești. Și după să te așezi aici lângă colegele tale. Uite, Gianina o să-ți fie colegă de cameră. A spus că nu-și dorește să vii și că o să pună lacăt pe ușă. Nu, pentru că mă atașez de prezența ta. Daniela, încântată să vă cunosc. Majoritatea știu cum vă cheamă. Deci stai să văd. Te-ai urmărit. Da, stai că am uitat toate numele. Tu ești Alina, Adelina. Lasă că aveți timp să faceți cunoștință. Ia un loc. Vin aici. Ia povestește-mi, Daniela, cu cine ai dansat? Am dansat cu Nicolas. Da. Știi de ce? Pentru că era lângă mine. Așa. Și mi-a spus, dacă mai stai mult să te gândești pe cine e la dans, o să te iau eu. Adică, practic, s-a auto-invitat. Ia uite-l pe Nicolas al nostru până acum. Păi tu, oricum, nu aveam pe nimeni. Tău, Georgia, accept pe oricine se oferă. Dar nu aveam pe nimeni în minte. Și atunci mi s-a părut foarte drăguț. Ia, fiți atent. Mai suferi Nicola. Fiți atente, facem conexiunea cu băieții. Ia. Ne știi și râsul. Ia. Ia să-i vedem. Radule! Da. Trei fete pe listă la Nicolas, Daniela, Gianina, Georgiana. Am văzut, păi chiar a spus domnișoara Cristina. Da, nu te las să te apropii de ea, nu te las să te apropii de ea. Ce e omule, dar Georgiana? Și că, ce? Pe păi cum ce Georgiana? Care e Georgiana? Nu mai văzut. Tocmai că cuferea până domnișoara acum. Domnișoara Cristina. 10 minute. Dacă Georgiana m-a gonit mai devreme, ce să fac? Păi dacă ai spus să lupți acum. Până acum ai spus că o să lupți, că nu știu ce o să faci. Ești un mincinos. Tot de Gianina îți place. Tot de Gianina îți place. Uite cum te uiți la... Deci, uite-te pe cadru, Nicolas, Georgiana sau Daniela. Zici că e Diana. Mamă, și Hidia. Doi se ceartă, al treilea. Nu vrea pe nimeni, domnișoara Cristina. Pe cine pup, măi? Pe Gianina. Eu... Pe Gianina o pupă. Aici pe Daniela o pup, domnișoara Cristina. Când doi se ceartă, a treia câștigă. Pe Daniela, interesant. Da, domnișoara Cristina. Și dacă eu aș vrea să lupt pentru ea, care ar fi? Luptă, bloctează oricum. Păi pentru cine ai luptat? Nicio șansă să mai vorbim. Ai luptat pentru vreo femeie până acum ca să lupt pentru ea? Domnișoara Cristina, am un spirit de luptător învingător. Da. Bine, îți urez succes. Să vedem ce se va întâmpla. Mulțumesc. Duțule, și ce spuneau fetele aici în casă? Chicoteau și spuneau așa că n-ai curaj să te îndrepți către Alina, deși ea își dorește foarte tare. Adică, nu-și dorește, că mi-a spus Alina. Ba, da, am curaj, domnișoara Cristina. Se contrazi.
Doar că eu vreau să mă lămuresc de niște chestii. Asta e planul. Asta am vorbit. Nu e capabil, domnișoara Cristina. Pentru că în gala favoriților a spus ceva ca și cum ar mai avea ceva pentru Alex. Și eu ți-am spus foarte clar. Zi, Alexandrule! Oricum, ei doi nu o să fie împreună. Fata chiar a făcut de unde știi tu? Fata chiar a făcut niște gesturi de apropiere pentru el. Cum de unde știi tu? Aia. M-am sesizat doar pentru simplu fapt că Duțu nu a băgat-o pe aia în seamă. Da, exact, nu te-ai sesizat. Tocmai asta a fost motivul. El nu a băgat în seamă, știi? Fata chiar a făcut destul de multe gesturi pentru el, cu ceiu, cu când a mai fost și prin casă, tot la el, direct venea, lucrurile de genul. Ceea ce e de apreciat, dar cum aș fi spus, Duțu nu o să ai venit o fată în casă. Și pe lângă asta, îți zic o chestie. Vezi că tu lupi pentru el, dar el stătea în grădină după Antonia. Aoleu, iauzi. Luptă, luptă. Bine, Duțu oricum a zis că el vrea să se asigure că nu este pansament pentru Alina. Da, exact. Pentru nicio femeie. Domnișoara Cristina, păi și eu îl întreb acum pe Duțu. De ce s-a a mai afirmat faptul că el o să lupte pentru Alina de două ori până în momentul de față? Dar care-i treaba ta? Dar nu știi tu. Care-i treaba ta? Păi el a spus. El a spus. Așteaptă că stă lângă ea. Exact. Vrea să se simtă el. Că nu mai are nimic pentru tine. Păi da, și eu acum. Păi nu, și eu acum întreb. Se pare normal ca o femeie să facă pași în spate? Pe rând că nu vă aud. Zi, Alexandru. Am zis că mie personal nu mi se pare normal ca o fată să facă pași înspre un bărbat. Cum se întâmplă de asemenea și în cazul lor. De ce? Dacă îți place o persoană, faci pași. Păi da, dacă îți place. Bravo. Păi ție nu-ți place? Ba da, îmi place. Duțule, și Adriana avea aceeași părere cum că tu nu o place absolut deloc pe Alina. Eu știu că Adriana poate e ofticată, că nu i-a mai dat. Asta e o variantă. S-a sesizat ăsta frustrat care a umblat după ea la un moment dat. De punctul meu de vedere. Asta s-a sesizat pe el. Alex s-a sesizat la Alina, așa mai Alex spune de Duțu că e... E frustrat, bună, Alexandru, păi cum dar n-ai spus Adrian a venit cu afirmația că Duțu nu are niciun interes la adresa Alinei. Dar n-a învățat de nimeni. Tot Adriana care spunea că e foarte supărată că povestea voastră continuă și încă te sesizezi la ea. Uite că până și în momentul ăsta te sesizezi. Dar de ce a făcut chestia asta ca să se scuze pe el cu Alina? În primul rând pe mine nu mă interesează părerea ta, al lui Radu, al lui ăla. Mă interesează strict ce simt eu și persoana cu care o să okay. fiu în relație. Cum tu ai dai cu părerea la adresa la ceea ce fac eu și nu mă interesează părerea ta fake, sau în general egal cu zero fake. Eu când o să simt să fac ceva, fac. Nu okay. mă interesează de te lua de mine că eu sunt cățelul și cum umblu după Adriana. Același lucru zic și eu, pot să zic și eu la rândul meu. Că fata asta e, în fine, cum e, pentru tine. Bine, uite, Adriana spune așa. Că Duțu oricum nu are intenții serioase față de nimeni. Dar nu o să aibă Adriana. Domnișoara Cristian, nu o să aibă Duțu nicio relație. Când dar de ce tu mai Adriana, că nu înțeleg. Nu a fost capabil să o câștige pe Iasmina și a arătat frustrarea. Omule, același lucru o să fie și aici, repetăm istoria. Omule, eu am lămurit situația aici, nu ție. Că nu ești tu în măsură să-mi ceri tu mie. Nu ai lămurit. Nu ai lămurit situație. Odată ai fost la plajă cu fata aia din momentul în care a intrat în casă, da? Da. Și în al doilea rând când am aflat situația ei cu fostul, m-am rătat simplu. Ce mai vrei? Okay. Mai vrei ceva? Diferența dintre mine și tine e faptul că diferența tu aștepți ca femeile să facă pași. Și gelos, da. Și eu îmi fac treaba. Absolut. Dacă tu ești obișnuit ca o femeie să vină să-ți aducă ție flori, să-ți dea ciocolată și de-astea poți să aștepți mult și bine, nu o să ai nicio relație. Eu personal ca bărbat asta aș face. Poate va vrea, poate Alina va face. Da, fiți atenți, continuăm imediat discuția. Egalăgie camare. Adrian. Ana și Radu, aveți probleme la microfon, mergeți la Enes, vă rog. Bun, deci, Alina, da. Până la urmă, Alexandru este invidios, gelos. Da. Tot timpul da. Se da, domnișoară, ai fațete și de asta. Și astăzi eram la masă, i-am făcut așa lui Duțu și s-a sesizat el că Duțu nu a, n-a răspuns la inimioara mea, Duțu. Știi cum te vezi? Da, de fapt, nici nu-mi zic, mă... Ia zi, hai zi domnișoara Cristina, că iarăși își caută atenție cu mine. Deci eu situația asta o văd în felul următor. Da. Ea e ca o... Nu ce asemănare să-i fac. E ca o păpușică care se târie prin coate și genunchi ca să ajungă la el. Dar el stă și vorbește cu Antonia în grădină și o pipăie și face diferite gesturi. Cum o pipăie, măi? Domnișoara Cristina! Nu, mi-a pus mâna pe spate! Dați seama ce interesat e Alex! Alex, de Alina, dacă e atent la gestele mele! Dar nu e adevărat, Alex! Să te aduțu! Și în al doilea rând, glumeam cu Antonia! Pe rând, pe rând! Duțule! Nu, nu, venise Mădălina acolo! Exact, și eu am apărat-o pe Antonia! Dar tu capul pe umeri! Ca să mi-a pus mâna, deci așa e și arăt, așa mi-a pus mâna! Măi, n-a pipăit-o, i-a pus mâna pe spate! Alexandru! Domnișoara Cristina!
Păi și am tot dreptul să cred. Și chiar Duțu cu gura lui a zis că lui, în momentul de față, Antonia și Alina îi se par fetele cele mai ok. Păi am vrut să vă, uite, am vrut să văd cum reacționezi tu la chestiile astea, okay. Omule. Că tu zici că nu ești gelos, okay. Și nu ești oftica, okay. Pe mine. Uite că, asta, ești, Antonia? Că explodezi. Okay. Omule, nu mai poți, răgușești. Ce ai? Revino, ți-ți adun niște apă? Adu-i, ai spus chestiile astea? Adu-i. N-am cu cine, doamne, soara Cristina, ați doi ciunci. N-am cum. Auzi, Duțule, poate aduce altcineva apă. Poate aduce viitoarea iubită apă. Care viitoare? Că nu știu care e viitoarea lui. Care viitoare? Ia, care o fi viitoarea iubită a lui Adriana? Ar vrea el, doamne, ar vrea el, da. Și-a luat-o pe Alina. Ar vrea el să fie, o acuzat-o la început că e marioneta mea și acum și-a luat-o el și chiar merge. Nu, e, se vede că Adriana îl folosește. Bravo. Eu am să încurajez, dar nu o să fiți niciodată. Să folosesc unul pe altul. Nu o să fiți împreună niciodată, prințesa. Stai, de ce? De ce? Că nu o să faceți. Cuvezi-ți de cunoașterea ta. Poți să cu cineva că ei doi nu o să fie. Alexandru, mă las să vorbesc, te rog. What? Vă rog. Cu cine mai ia? Ăștia doi din. Vezi de cunoașterea ta. Mai bine fii atent. Pune pariu cu mine. Că astăzi o să fie o zi foarte frumoasă pentru tine. Ce părere ai? La mulți ani, Alexandru! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Cine să trăiască? Cine să trăiască? La Alex să trăiască, Alex să trăiască, la mulți ani! Poate asta e frumusețea acestui show. La finalul zilei fiecare dintre voi uitați de necazuri și supărări și vă strângeți mâna. Alexandru, ai timp să te pup cu ei și să te bucuri de tortul tău. Fii atent, mai am niște surprize pentru tine. Va trebui să privești către plasmă, cu atenție. Mamă, ia auzi, părinții. Uite către televizor. Păi stai jos. Ne curim toate. Wow, da. Dați-vă. Ce tâncot. La mulți ani, Alex. Îți doresc să fii sănătos și să ai parte în viață doar de oameni frumoși, doar de întâmplări frumoase. Și sper că în sfârșit dai crezare vorbei mele pe care eu ți-o spun mereu, ca niciodată să nu te încrezi în oameni pentru că nu sunt ceea ce par. Deci da, te pup și îți doresc mult succes, multă baftă și te aștept acasă într-o vizită doar și după asta te întorci înapoi, bine? Te pup! Alexandru, cine-i domnișoara? Iubitoara mea, domnișoara Cristina. Cum mă, cât am dat, că-i gagică ta și aici, da? Răutăciosule! Ai văzut ce sfaturi ți-a dat? Te așteptai să-ți fac o asemenea surpriză? Azi că vine o dată și... Era aia, domnișoara Cristina, sincer, nu? Nu mă așteptam. Să știi că mai am o surpriză. E rău? Nu vreau, nu să, e rău. Nu vreau să plâng. Nu vreau. Ia, hai să vedem dacă e rău sau bine. Bună ziua, dragi concurenți! Bună ziua, domnișoara Cristina! La mulți ani, Alexandru! În această zi specială pentru tine, mama, chiar dacă este la distanță, este alături de tine cu gândul și cu sufletul și îți dorește multă sănătate, multe bucurii și îndeplinirea tuturor viselor. Să fii puternic și să trăiești o frumoasă poveste de dragoste, pentru că dragostea este frumoasă și te face un om minunat. Ce pot să spun altceva decât că toți susținătorii tăi sunt alături de tine și te susțin, te roagă să fii puternic și împreună vom ajunge în final. Te pupă și te îmbrățișează bunica Florica și toți prietenii tăi. Mama te iubește, te așteaptă acasă cu Nora. Nu uita, o Noră pe măsura ta, o fată care să te iubească și pe care să o iubești, să fie jumătatea care te completează. Mama te îmbrățișează cu drag, te iubește și mult, mult succes! Mamă. Nu vreau să string, momentul domnișoara Cristina. Păi nu-l strica. Da, dar s-a înțeles că fără Adriana. Lui. Așa s-a înțeles din videoclipul, atât lasă. Am văzut. Nu mai strica nimic. Alexandru. Da, domnișoara Cristina. Mama. Tot mama rămâne. Zi, da. Ce ai înțeles din mesajul mamei? Fără Adriana. Îmi este alături în etapa asta mea și că mă susține, cum îmi spune în fiecare zi. Și îi vreau să-i transmit că îi mulțumesc din suflet și o iubesc și am să încerc să mă țin de promisiunea de a veni cu acea Noră acasă și voi încerca să nu o dezamăgesc. Să nu dați cadru cu Adriana și cu Alex, că după aia se supără. Dragostea te face un om puternic și mai bun.
Radule, de ce insiști cu această remarcă? A, nu doar. Că nu-i bagă nimeni în seamă. Nu-i bagă nimeni în seamă. Nu știu că știam ceva, dar uite, așa cadru, da. Așa da cadru, așa da cadru. Așa nu se simte nimeni rău. Dar cu Alexandru, dacă îl puneți cadru cu Adriana, s-ar putea să-i stricați și surpriza de ziua lui Alexandru. Auzi, Alina. Nu o să formezi. Ai văzut-o pe mama lui Alexandru? O cunosc. Cunosc. E moldoveancă. Ați vorbit? Da. Foarte mult. O femeie extraordinară. Puiu! A cui e ziua? A cui e ziua? E a mea? Nici n-am știut. A cui e ziua? Al domnișoara Cristina? Nu. E a mea, da, n-am știut. E 8 noiembrie și a venit un cui frumos. Domnișoara Cristina să trăiască la mulți ani. Nu mi-am dat seama pentru că noi filmăm în avans. E drept aici, sunt domnișoara Cristina, dar sunt și Mihaela. Mulțumesc, pui. Mulțumesc. N-am prea multe lucruri de zis, deși în general eu îmi găsesc ușor cuvintele. Mi-aș dori să trăim la nesfârșit visul acesta frumos și să ne bucurăm fiecare în parte cum putem de fiecare clipă care ne este oferită, pentru că și eu, la fel ca și voi, trăiesc frumos, decent, civilizat aici. Trăiesc visul la intensitate maximă, tocmai de aceea n-am să fiu niciodată egoistă și am să vă spun de fiecare dată să luptați pentru ce iubiți, să vă înălțați și să respectați. Atât. Mulțumesc tuturor și mulțumesc echipei. Faptul că voi sunteți acum băieți în fața mea, în picioare, înseamnă mult. Înseamnă că îmi sunt răsplătite gândurile, că îmi sunt răsplătite cuvintele și mai mult decât atât că sunt un om apreciat. Radule, plângi? Plânge toată. Îți dai seama? Te va vedea lumea plângând. Nu va crede nimeni că ești atât de dur precum vrei să arăți. Da. Suntem frumoși, suntem o familie și sunt convinsă că fiecare dintre noi ne vom aminti aceste clipe peste ani și vom nota doar lucrurile bune, pentru că cele rele să se spele, cele bune să se adune. Da. La mulți ani! La mulți ani, Alexandru! La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Vă mulțumim mult că ne urmăriți și ne aplecăm în fața dumneavoastră. Rămânem aici să petrecem, dacă tot avem tortul, o avem pe almuță. Mâine ne revedem de la ora 11, pentru că astăzi cele 8 ore s-au încheiat. Mi-ai propus mie că vrei să câștigi marea finală cu mine. Despre ce vorbim? De ce nu vrei să-mi lași fericirea în pace? Mai bine fi asumat decât să minți, că mai rău piși când minți. Mă, ți-aduc prin... Du-te și adu-te-le, du-te și cere. Nu, nu, nu! Ba da, nu. Cum a adus el, adus și tu, ba, Alina. Nu. Când te lași influențată și în ce grupulețe și joculețe intri? Nu am venit să mă joc aici. Vezi, este treaba ta. Dar tu ai venit aici pentru o relație? Vezi, este treaba ta. Întreb, tu nu ești aici pentru o relație, Antonia? Nu sunt pentru o relație cu tine. Sunt foarte dezamăgită de tine și nu mai vreau să mă arunc așa într-o relație. Noroc de Gianina că ai ajuns să-ți dai gradele astea, să spui că luptă trei femei, îl plac pe Nicolas. Vlad? Da, asta e părerea mea, domnișoara Cristina.
că nu recunoaște, pentru că și cu Madalin la fel a făcut. Auzi, dar tu vrei să-mi lași mie o imagine proastă sau ce vrei să încerci? Că nu înțeleg. Simona, te rog să nu plângi. Doare adevărul, nu? Știu că doar. Ce? Nu mai pot. Să-și asume, asumați-vă. Nu mă asum eu, asumați-vă. El nu-și face o relație în casa asta și nu încearcă să aibă nicio apropiere cu nicio fată, pentru că el are diferite fete din afară care se văd cu el. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.